Da, acum e și recording-ul. Da, mi-a avizat și pe mine, am dat ok. Da, și o să apare, da, apare. Adică, cred că depinde de fiecare cum își lasă ecranul, dacă vor să vadă doar slide-urile sau să aibă și speaker-ul pe da. Lateral. La mine, de exemplu, apar tot. Bine. Bine. Eu am dat accept la cine a intrat între timp. Nu suntem foarte multe persoane, suntem 5 persoane tot cu totul. Dacă cumva mai intră cineva, o să le dau accept pe parcurs și aș zice să începem ca să nu așteptăm foarte mult și... Bine, sunt străini sau nu? Nu. Vorbim pe românește. Începem pe Pe românește. Da, cred că putem pe românește în regulă, așa că salutare tuturor celor care sunt prezenți. Astăzi avem un seminar de la o altă oră, de obicei seminariile noastre sunt miercuri de la ora 8. Astăzi este o ediție mai specială. Invitatul nostru este dr. Ovidiu Banea, afiliat departamentului de inginerie de la Universitatea din Reykjavik, pe unitatea neurofiziologică și astăzi prezentarea dânsului este despre tratamentul cu stimulare transcraniană magnetică la pacienți cu schizofrenie și halucinații auditive. Mai multe despre traseul profesional și despre cercetarea dânsului îl voi lăsa pe el. Seminariile sunt la fel pe aceeași structură ca și înainte, și anume prezentarea speakerului, respectiv la final sesiunea de Q&A. Pentru cine dorește, fie prin chat, fie prin adresarea întrebărilor direct. Așa că vă dau microfonul. Să rămână, mulțumesc frumos, Diana. Mulțumesc și Octavie Roman și Science Ongoing pentru invitația aceasta minunată de a prezenta din cercetarea făcută de mine în Islanda. Despre mine, ce să vă spun? Am terminat Facultatea de Științe de la Sibiu, în cadrul Universității Lucian Blaga, în 1997, și 3 ani mai târziu terminam Facultatea de Medicină, tot la Sibiu. Licența am avut-o cu profesorul de la Iuliu Hațeganu, din Cluj. După aceea, după următorul an sau 2 ani, deja facultatea noastră avea licența. În 2001, imediat după facultate, am făcut un an de stagiu la Sibiu. Eram ultimii studenți la medicină care făceau stagiu înainte de rezidențiat. Și, după cum știți, rezidențiatul atunci era foarte greu. Nu am reușit primii 2 ani, 3 ani. M-am dus la țară, la Vurpe, lângă Sibiu. Și am lucrat acolo 2 ani de zile. Și mai apoi, în 2003-2004, am plecat în Spania. În Spania am lucrat ca medic de medicină de urgență, medic de familie, pediatru, până în anul 2007, când am terminat, deja aveam un examen din 2004, aici în Spania, și am terminat medicina sportivă, prima specialitate pe care am făcut-o în Spania. Iar apoi, din 2011 până în 2015, am făcut neurofiziologie clinică, tot în Spania. Ce să vă spun despre Islanda? În 2011, în anul în care terminam și un master de ecologie aplicată, tot aici, în Barcelona, în Spania, am mers la un curs de fisheries ecology în Islanda. Și acolo ne-au dus cu un vapor industrial pentru a recolta pești și am studiat piramidele de vârste la pești prin secționarea otoliților. Abia mai apoi, în 2016, în februarie, ajungeam ca să lucrez acolo. Eram la un congres prin 2015 undeva în Cehia. Și colegii de la Societatea de Neurofiziologie mi-au spus că se caută neurofiziologi în Islanda. Și așa am ajuns eu în Islanda, știind unde merg. Abia mai apoi am aflat că
erau de fapt 30 de candidați acolo, dar oamenii întrebau unde stau, cât stau. Eu n-am întrebat nimic și m-am dus pentru 2 săptămâni. Iar mai apoi pentru șeful departamentului de neurologie m-a întrebat, mai stai? Am zis, mai stau încă 2 săptămâni, mai stau. Până când am cerut contract indefinit și acum sunt angajat al spitalului universitar din Islanda. Despre studiile mele de doctorat, am început în anul 2017 și este vorba despre un subiect nou, despre studierea conectivității cerebrale și a activității cerebrale la pacienți cu schizofrenie pentru a evalua tratamentul cu stimulare transcranială magnetică. În 31 ianuarie mi-am susținut disertația cu un profesor din Italia, George Di Lorenzo. Am avut ca director de teză pe Paolo Gargiulo din Reykjavik și Eric Wasserman din Statele Unite. Să vă vorbesc acum despre EEG-ul cantitativ și potențialele auditive evocate înainte și după tratamentul cu stimulare transcranială magnetică la pacienți cu schizofrenie. Am ales această temă susținut sau îndrumat oarecum de fratele unui coleg al meu de la spital, care m-a întrebat dacă putem trata schizofrenia cu TMS. Și am spus, cum să nu, dar trebuie niște studii. Eu n-am crezut că e posibil să se poate modifica conectivitatea cerebrală la pacienții cu schizofrenie cu acest tratament de TMS. O să încep în a vorbi despre, în partea întâi, despre schizofrenie și alucinațiile verbale auditive, apoi despre ce este TMS-ul, iar în partea a doua o să vă prezint 3 din cele 6 studii pe care le-am efectuat în Islanda. Obiectivul și scopul nostru a fost să găsim caracteristici biologice, caracteristici cuantificabile ale proceselor biologice din creier. Pentru că până atunci toate măsurătorile erau făcute în mod subiectiv, cu scări psihometrice. Ce este schizofrenia? Schizofrenia este o boală cronică și severă, mentală, care afectează aproximativ 24 de milioane de oameni, 1 la 300 în lume. Are o incidență de 15,2 cazuri pe 100.000 de persoane. Origine multifactorială. Se crede că există o interacțiune între gene, mediul în care trăiesc pacienții și probabil factori psihosociali. Lăsați-mi voie să iau un pic de apă. Am luat-o la maraton. De la început. Debutul bolii apare între 16 și 30 de ani. Se regăsește, pacienții sunt mai mult întâlniți în mediul urban decât în rural și apare mai mult la emigranți. De asemenea, incidența crescută se regăsește la latitudini mai mari. Ca și fapt interesant, cuvântul schizofrenie vine din grecescul schizo, care înseamnă fragmentat, și fren, care înseamnă minte, sau să spunem așa, un gând fragmentat, fragmented thinking. În secolul I, Celsus, un enciclopedist roman, îi spunea insania, iar apoi în secolul 14-17 se apare boala mentală, încă nu era recunoscută, dar se ardeau oamenii cu boli mentale, crezându-se că sunt vrăjitori sau eretici. Erau împotriva sistemului dominant. Abia în 1563, Johan Weyer, un medic olandez, i-a spus că este vorba despre o boală mentală și că ar fi vorba de cauze naturale. Apoi,
În secolul XVI s-au ajuns ca azilele unde erau internați pacienții cu schizofrenie să fie vizitate de turiști. Despre boală în sine, destul de târziu, în 1893, germanul psihiatru Emil Krepelin a denumit-o demenția precox, i-a dat acest termen pacienților tineri cu deteriorare cognitivă. Iar mai apoi, în 1908, pentru prima dată a fost introdus termenul de schizofrenie de către Eugen Bleuler, un psihiatru elvețian. Primul tratament cu medicamente antipsihotice, cu clorpromazină, a ajuns în anii 50. Și deci este important să cunoaștem despre istoria recentă a acestei boli, pentru că există o diferență între accepțiuni. Krepelin și cu Bleuler descriveau această boală ca fiind o boală fizică, organică. Ei credeau că există o alterare a proceselor neurologice și biologice din creier. În schimb, Carl Jaspers, un medic psihiatru care mai apoi a devenit filozof, a spus că este vorba despre fenomenologie și îndemna pe medici să analizeze mai mult simptomele prin forma lor și nu prin conținut. De exemplu, dacă un pacient are halucinații, medicul nu ar trebui să întrebe ce halucinații verbale, nu ar trebui să întrebe sau să nu fie interesat atât de mult în conținut, în ce fel de voci, dacă a auzit o femeie, un bărbat sau un copil sau un câine. Și mai mult să studieze și să fie atent la forma, la deficitul perceptual, dacă este vizuală, auditivă sau ce fel de halucinații. Acesta este, de fapt, approach-ul al bolii conștiință sau de self-experience, de sine, de experiența de sine. Deci, pentru mine, două lucruri total opuse. În primii ani se credea că este o boală fizică, iar apoi, din 1913, Carl Jaspers i-a spus că nu, că ar fi bine să ne gândim la phenomenological approach. Phenomenology este, de fapt, filozofia. Este important pentru că chiar și până astăzi, în medicina aceasta și psihiatria germano-elvețiană, se bazează toate criteriile de diagnostic. Schizofrenia și sensory gating sau poarta de filtrare. Este importantă pentru că aici intervine și studiul nostru. În 1961, McGee și Chapman au propus că simptomele de schizofrenie ar indica sau ar fi indicate de un deficit primar în atenție. Și atunci studiile ar trebui să fie relaționate la aceste mecanisme de atenție și unul dintre ele este poarta de filtrare pentru a vă explica. Mai bine ar fi să vă spun despre percepție. Nu? Un pacient are percepția lui alterată, stimulii din exterior la orice persoană trebuie să fie filtrați. Nu poți să stai toată ziua, să asculți pe oricine sau să mergi în natură și să citești toate ziarele de la metrou și așa mai departe. Când această poartă de filtrare și atenția nu mai sunt fiziologice, să zicem așa, ar apărea schizofrenia. Ca și rezultat al abnormalităților în a filtra stimuli sau în a focusa atenția. Aici este o poză din Delta Dunării, canalul Sulina.
În cursul schizofreniei și al altor boli se folosesc biomarker și endofenotip. Diferența este că endofenotipul poate fi observat și este legat de ereditatea pacientului, se poate întâlni și la, la membrii din familie care nu sunt bolnavi. În schimb, ce biomarkerul sunt caracteristici determinate de schimbări. Ar putea fi tensiunea arterială un biomarker, ar putea fi un marker biomolecular, ar putea fi o măsurare a unor neurotransmițători, dar să fim serioși, așa ceva nu se poate la pacienții cu schizofrenie, deocamdată, și aici aveți câteva exemple despre biomarker și endofenotipurile candidate în boala de schizofrenie. Cum ar fi rezonanța magnetică funcțională, spectroscopia, hiperactivitatea dopaminei, NMDA, receptor, hipofuncția de, de NMDA, hiperactivitatea hipocampală, cortical gray matter volume loss, adică scăderea volumului de materie gri la, la nivelul de cortex, disconectivitatea, acestea sunt biomarkeri de neuroimagine. Apoi ar fi biomarkerii neurofiziologici, la care ne-am concentrat noi. TMS-ul ar fi un potențial, o potențială metodă pentru a studia evoluția bolii sau și reacțiile la tratament pentru îmbunătățirea porții de filtrului sau porții de, de filtrare sensitivă, da? Cu periodul silent cortical, care măsoară GABA-B, inhibitorii GABA. Și apoi endofenotip ar fi evaluarea supresiei potențialului evocat P50, imediat o să vă explic, și alte alți biomarker și endofenotipi, foarte mulți. QEEG, adică EEG-ul cantitativ și analiză spectrală. Dar acești biomarkeri au un dușman și anume, ce v-am spus înainte, că orice cercetare și eforturi de cercetare în psihiatrie ar trebui să se focuseze sau să fie direcționate pe procese biologice, pe psihopatologie, pe experiențele de psihopatologie, pe conexiunile psihosociale, psihologice și biographical connections. Deci să întrebăm pacientul, să ne concentrăm și să vedem ce l-au determinat să ajungă în această situație. Ce anturaj a avut, ce droguri a folosit, cum a fost copilăria și așa mai departe. Și nu să reducem analizele la, la procesele care se întâmplă în, în interiorul creierului. Ceea ce noi tocmai asta am făcut. Cine spune aceasta? Este vorba despre Thomas Fuchs. Thomas Fuchs este un profesor Carl Jasper de la Heidelberg și el se întreabă ce este experiența, Erfahrung. Was bedeutet Erfahrung? Deci avem de-a face cu o contradicție, practic. Schizofrenia, la momentul actual, în lumea germano-elvețiană, nu este încurajată, sau să zicem așa, nu este studiul activității cerebrale nu ajută, practic. Dacă avem aceste declarații și, bineînțeles, studiul fenomenal al, al lui Carl Jasper, din 1916, la General Psychopathology. Și atunci, totuși, au existat cercetări în ultimele 2-3 decade sau 40 de ani și lumea științifică
caută, dar foarte greu, biomarcări și endofenotipi. La nivel de neuroanatomie, cele mai multe studii au arătat o reducere a volumului girusului supratemporal. Îl vedem aici cu această bulină galbenă, acest girus supratemporal roz cu galben. Acolo unde este pata galbenă este de fapt juncțiunea temporoparietală, locul nostru de tratament. S-a observat că la pacienții cu halucinații auditive verbale, această regiune este hiperactivată în timpul în care nu există stimul extern. Deci dacă eu am acum halucinații auditive și nu există nimic în jurul meu, poate s-au auzit înainte niște bubuituri, era vecinul, probabil își face, lucrează prin casă, dar dacă n-aș auzi nicio bubuitură, sau n-ar exista nicio bubuitură, dar eu aud, această zonă ar fi hiperactivată prin studiile de fMRI. Și atunci, în halucinațiile verbale auditive, aici e vorba despre conținutul de voci, primul tratament este medicația antipsihotică, dar există 20-30% dintre pacienți care nu răspund la acest tratament. Și să vă spun, trec imediat la site-ul anterior, în 1999, deci acum 23 de ani, Hoffman și colegii în Statele Unite au început să experimenteze RTMS sau stimularea transcranială repetitivă magnetică pentru tratamentul halucinațiilor. Eu i-am urmărit cu acest coil, o să-l vedem imediat, pe creierul pacienților și în baza unor studii cu SPECT și PET, metabolismul glucozei la creier, au spus, haideți să stimulăm această arie temporoparietală stângă. Și, într-adevăr, la un herț de frecvență au avut rezultate bune. Ce este TMS-ul sau stimularea transcranială magnetică? TMS este o tehnică, sau stimularea transcranială magnetică este o tehnică prin care un puternic puls electric este trimis printr-un magnet. Deci puls electric sau electricitate într-un magnet. Când magnetul este pus pe scalpul unei persoane, acesta induce un câmp magnetic și un puls într-o mică regiune a creierului, depolarizând neuronii până la o adâncime de 2 cm. Vă zic că curentul electric produce câmp magnetic. Asta este legea lui Faraday. Nu avem de-a face cu curent electric la nivel de creier. Este câmpul electric care se transformă în câmp magnetic și câmpul magnetic, când atinge neuronul, se produce depolarizarea neuronilor. Când se transmite în mod repetitiv, se produce o potențare sau depresie, cum spunem noi, la nivel neuronal. Încerc să vă arăt dacă pot cum funcționează. Aici sunt eu și cu colegul meu. Este un video demonstrativ. Îmi pare rău pentru vecini. N-am fost să vorbesc cu ei. Ce vedeți aici? Nu știu dacă se vede. Este găsirea umbralului motor al degetului mare de la mâna stângă, al policelui. O să vedeți imediat cum se stimulează cortexul motor din partea dreaptă, da? Și policele stâng se va mișca. Când avem aceste contracții, mini-jercuri, cât de minime sunt, ne dăm seama că acesta este umbralul, intensitatea stimulatorului magnetic cu care vom trata pacientul. Se aplică această perină cu vacuum pentru a sta stabil. Noi nu avem
un suport și o neuronavigare sau fixări mecanice și la un herț, auziți, la o secundă, la 72 intensitatea maximă a mașinii, sau să zicem așa, intensitatea pe care am calculat-o noi cu umbralul motor al policelui, se stimulează această zonă a cortexului. Acesta, o să vedeți, a fost utilizat chiar și pentru control. Nu este vorba de tratamentul în sine. Dar acest video demonstrativ am arătat pacienților. Tratamentul în sine sau grupul țintă de pacienți au primit această stimulare la nivel temporoparetal stâng. Da? Exact aici, unde v-am explicat înainte, care exista o hiperactivitate cerebrală la pacienții cu schizofrenie. Deși se știe foarte bine că schizofrenia este o boală de conectivitate a rețelelor neuronale și nu putem spune că aveam normalități într-o singură zonă. Dar toate studiile de rezonanță funcțională și de imagistică arată în această zonă disfuncții. Și atunci Hoffman, acum 23 de ani, a stimulat această zonă în speranța de a putea trata acest bolnav și să cei refractari, cei care nu răspund la medicație, atenție. Până acum, în ultimii 20 de ani, vedeți aici, deci, această zonă în electroencefalografie, cine cunoaște, este între T3 și P3. T de la temporal, 3 număr impar în partea stângă și P3 parietal. Este vorba de T3-P3. Deci aici, pentru a vedea că acest tratament a fost aplicat de-a lungul anilor, mai multe studii în această zonă, da? T3-P3. Tot așa am făcut și noi, dar în aceste studii, evaluarea de dinainte și de după tratament a fost făcută cu scări psihrometrice, cu auditory hallucinations rate scale, cu PANS, cu PSIRATS. Acestea sunt niște scări psihrometrice prin care pacientul spune cât de mult aude. Dacă el aude 7 din 10 halucinații, păi după tratament cât auzea? 4, bine, a scăzut. Deci sunt scări subiective. Da? Există o problemă. Acest RTMS aplicat în regiunea temporoparietală, în zona vernică, în partea stângă, la un herț, cât de efectiv ar putea fi în timp și cum putem demonstra că aceste scări psihrometrice arată într-adevăr realitatea. Sigur că arată realitatea, pentru că sunt scări psihologice folosite la scară largă de psihologi, de psihiatri, dar noi, ca și neurofiziologi, nu putem crede așa ceva. Nu e pentru prima oară, sunt multe studii când neurofiziologii intervin și caută biomarcări neurofiziologici puternici pentru a arăta dacă există sau nu există schimbare la nivel biologic. În contradicție cu ceea ce ne sfătuiește profesorul Thomas Fuchs de la Heidelberg. Chiar și în acest studiu, cu RTMS în Statele Unite, ongoing, încă este în fazele studiului, sunt deja 4 pacienți sau 6 pacienți, unde nu se administrează medicație la pacienți, sunt pacienți tineri sau la debut, cu primele psihoze, și RTMS este aplicat din sala de urgență. Aici, după cum vedeți, evaluarea este făcută tot de hallucination change scale. Nu există niciun parametru neurofiziologic. Și în această parte a doua o să vă spun pe scurt despre ce am făcut noi. Este vorba de 3 studii sau, da, 3 o să arăt aici, din cele 6. Încep cu obiectivul principal al proiectului nostru era să determinăm gradul prin care RTMS este efectiv pentru tratamentul pacienților cu schizofrenie și alucinații auditorii verbale.
Am mai avut și alte obiective secundare, exploratorii, să determinăm dacă simptomele pacienților se schimbă, ceea ce au făcut până acum ceilalți cercetători înaintea noastră, și să explorăm testele neurofiziologice cuantificabile, cum ar fi supresia potențialului P50, a complexului N100P300, electroencefalografie cu puterea relativă, functional connectivity și periodul silent cortical. Am studiat 10 pacienți și 6 subiecti sănătoși. De fapt, au fost 13 pacienți, dar 3 au abandonat studiul și un pacient a fost scos din studiu pentru că leșina foarte mult, avea voci care îi spuneau să nu mănânce și nu puteam să lucrăm cu el. Bineînțeles, ar fi trebuit să avem mult mai mulți pacienți, dar în Islanda există 567 pacienți cu schizofrenie, iar dintre aceștia 20% au alucinații perbalitive. Am avut foarte puțini pacienți, dar și izolarea și caracteristicile zonei de studiu au fost reduse. Și noi am urmărit, cum am spus, ceea ce făceau și alții, outcome-ul sau progresul clinic al pacienților prin niște scări psihometrice foarte cunoscute, Quality of Life, DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale și PSIRATS. PSIRATS doar cu 11 itemuri, este vorba de scala de subscala de halucinații auditive. Pe lângă aceste scări clinice, am folosit și scări de neurofiziologie. Sau să spunem așa, măsuri obiective de a urmări acest tratament. Printre care, auditory per click paradigm, este vorba despre aplicarea stimulului pereche pentru P50, este un potențial evocat care arată abnormalități la pacienții cu schizofrenie, oddball auditory paradigm pentru P300, periodul silent cortical și cutanat. Despre design, pacienții au intrat în studiu în două grupuri. Primul grup sau TG a primit tratament în zona cortexului temporoparetal stâng, iar grupul de control în vertex, așa cum ați văzut în video demonstrativ. Pacienții nu au primit tratament și în timpul 1 sau în baseline am aplicat aceste scări psihometrice și măsurile de neurofiziologie. S-a intervenit cu 10 zile de tratament, 15 minute de pulsuri, 900 de pulsuri la 1 Hz la o secundă, ceea ce echivalează cu 15 minute. Și după tratament, în mai puțin de săptămână, am invitat pacienții să repete aceste teste și chestionare. Bineînțeles, și avem încă în progres, am dorit să urmărim efectivitatea în timp, dacă fi mai mulți pacienți și mai bună colaborare a psihiatrilor și a pacienților, a oamenilor care reclutau în acest studiu, am fi putut să arătăm schimbări și la o lună și la 3 luni după tratament. Primul studiu explorator de a folosi high density EEG pentru a explora tratamentul TMS în pacienți cu schizofrenie s-a bazat pe faptul că filtrul acestor pacienți este disfuncțional, să zicem așa. Am urmărit să reproducem această tehnică de per-click și de oddball paradigm. Ca și metode, avem aici per-click paradigm. Este vorba despre, o să simulez această tehnică, se pun niște căști pacientului și se aplică
doi stimuli auditivi, două clicuri la 50 de, așa să nu greșesc, la o jumătate de secundă. Stimulii trebuie să fie egali. De exemplu, tic, tic, atât. Da? Se stă 10 secunde pentru nu a interveni habituarea pacientului și din nou, tic, tic. Asta este metoda de a produce și a observa pe 50 sau potențialul de latență scurtă de 50 de milisecunde. Ce este aceasta? Este o undă cerebrală la nivel de cortex care se originează în hipocamp și în alte structuri limbice pe care noi o vedem cu electrozi plasați pe scalp. Și atunci, la primul click, apare o undă, un P50 foarte micuț și la următorul alt P50. Pacienții cu schizofrenie nu arată al doilea P50 mai mic, nu au acest sensory gating. P50, dacă este mai mic, al doilea potențial, vorbim despre un filtru sănătos. Când P-urile sunt la aceeași mărime, vorbim de sau undele acestea P50, semnalele acestea, vorbim de un impairment in sensory gating. Și am calculat un ratio al acestor potențiale înainte și după tratament. Aici avem un exemplu. Acest test dura cam 25 de minute. Erau 5 blocuri de 5 minute. Imaginați-vă un pacient cu o boală mentală, cum rezistă 30 de minute să aplici tu tic-tic. Pentru aceasta, pentru a evita oboseala, le-am pus, bine, au făcut și alții înainte, filme mute cu Charlie Chaplin. Pentru a urmări dimensiunile și ceea ce s-a întâmplat, am folosit un high density EEG approach cu 256 de electrozi, dintre care am selecționat 15 electrozi pe fiecare regiune în care apar disfuncționalități ale acestui P50. Bineînțeles, studiul poate fi criticat și, de fapt, au și fost mulți care ne-au criticat pentru că acest sampling de 15 electrozi, să zicem, în porțiunea posterioră dreaptă, fiecare are un semnal, da? Un signal. După cum vedeți aici, ce vedem aici este un average de toți acești 15 electrozi. Întrebarea mea este către mine și către alți cercetători, dacă un singur electrod folosit ar fi mai bun decât cei 15 electrozi cu care mărim area de sampling. N-am obținut încă răspuns. Acest average poate să fie mai prost semnalul decât un singur electrod, dar putem găsi la această distanță de electrozi de 1,5 cm mai ușor semnalul pe care îl căutăm. Deci avem 7 regiuni, anterior stânga, posterior stânga, central, anterior, central medial și central posterior, anterior dreapta și posterior dreapta. Iar aici, vedeți, avem o 100 de milisecunde, iar undeva după stimulul auditiv, da, avem un click, avem acest potențial al primului stimul și al doilea semnal, sunt suprapuse al celui al doilea stimul. Aici am vorbit de sensory gating, dar uitați-vă și voi cât de periculos este când nu avem o linie izoelectrică de bază, un baseline frumos
cum să măsurăm aceste unde și să le mai și împărțim sau să le mai scădem. Deci pe 50, acest studiu explorator ne-a demonstrat și ne-a arătat că această metodă de high-density EEG este foarte periculoasă de interpretare. Chiar dacă noi am folosit cu ajutorul studenților de la bioinginerie și matematicieni și cunoscători de MATLAB, algoritmi matematici. În ceea ce privește P300, metoda este similară, același setting cu căști, doar că aici pacientul avea ochii închiși și stimuli auditivi aveau frecvențe diferite. Erau un stimul frecvent, de exemplu, ta-ta-ta-ta, și un stimul rar sau trigger, cum este numit, de exemplu, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, da? La 1,1 secunde fiecare stimul. Și răspunsul cel mai interesant la această metodă P300 este cel rar sau stimulul nou, da? Pentru că atunci se presupune că după ce avem acest trigger al atenției, după distanța asta în timp de 50 de milisecunde preatentivă, la 100 de milisecunde omul îndreaptă atenția și triggerul atenției, iar la cam la 300 de milisecunde devine oarecum conștient. Noi ce am cerut pacienților și subiecților sănătoși? Să nu numere, pentru că de obicei pacientul este, sau subiectul, îi se cere să numere cu degetul sau să apese un buton de fiecare dată când aude stimulul rar, ca să fim siguri la sfârșit să ne spună, da, 13 sau 14, să vedem că a fost atent. E, noi i-am spus, fii atent, dar nu, nici nu dai din deget, nici nu numeri, ca să evităm schimbările cerebrale în lobul parietal, dacă ne referim la calculare și la numărare, sau în girusurile precentrale, dacă vorbim despre mișcarea degetelor. Pentru că doream și alte studii. E, ca și rezultat, această supresie de P50, S2 supra S1, vorbim de amplitudinile P50 înainte și după, sau să zicem, după primul sunet și după al doilea sunet, S2 este după al doilea sunet, S1 după primul sunet. Și avem o supresie când avem o fracție mai mică, un ratio mai mic de supresie, însemnând o ratio mai mic, însemnând un filtru sănătos, să zicem așa. Aici este doar în baseline, da, fiind un studiu explorator, și vedem o supresie mai mare în pacienții sănătoși cu roșu decât la pacienți care sunt cu albastru. În general, da, avem aici healthy subject, healthy subject, healthy subject, healthy subject, healthy subject. Și în right posterior, în regiunea dreaptă posterioară, aveau supresia cea mai mare. Vă să zic că subiecții sănătoși au o supresie mai mare, ceea ce este echivalent cu un filtru mai sănătos. Iar pacienții cu schizofrenie, unde au supresia cea mai alterată sau fracția cea mai mare, în zonele unde se cunoaște că există o disfuncție cerebrală în zonele left anterior și left posterior. Cam așa arăta figurile noastre, dar măsurarea a fost matematică cu MATLAB și vă dați seama că este foarte, foarte dificil. Bineînțeles că am abandonat această idee imediat, ca și fiind neurofiziologi. Vedeți, aici avem 0, 100 de milisecunde, pe undeva pe aici ar fi P50. Cum să substrag eu S2 și S1 din această figură sau din această alta?
avem apoi P300, complexul acesta de, să vă arăt aici despre ce este vorba. Dacă avem aici P50, da? Aici avem un subiect sănătos foarte frumos exemplificat. La primul stimul S1, la primul click, avem acest P50 și o supresie foarte frumoasă de P50, dar este așa de ușor de a greși și de a calcula greșit aceste P50, încât ne-am dus înspre N100. N100 este alt semnal care apare și este cunoscut ca apărând undeva unde subiectul focusează atenția. Iar mai apoi, în funcție de milisecundele la care apar, se cheamă sau pozitiv sau negativ, se cheamă P200, P300. V-am arătat această figură pentru a înțelege complexul N100 P300, ce ușor este de măsurat. Automatic, cu amplitudinea minimă, amplitudinea maximă, se poate calcula voltajul acestui complex N100 P300. De obicei se folosește ori N100, ori P300. Noi am spus N100, P300, așa cum a spus sigur eu Ștefanson, în urmă cu mai mulți ani, când el a studiat același lucru la pacienții cu depresie, înainte și după tratamentul cu TMS, colegul meu de senior din Islanda. Despre acest complex N100-P300, vedem aici datele exploratorii pentru patru subiecti sănătoși, cu maximum voltajului pe margine, în left anterior și right posterior, și pe midline, pe zonele din centru, linia medie a interemisferică. În schimb, pacienții cu schizofrenie prezintă un deficit în această zonă. Aceasta este înainte de tratament. După tratament, aceste valori ale bolnavilor, la pacienți nu am făcut tratamentul, dar la acești 5 pacienți, observăm, contrar ipotezei noastre, prin care am crezut că acest complex N100 P300 ar fi mult mai mare după tratament la grupul de tratament, în loc să ne-am stimulat aici, în loc să avem mai mare voltaj aici de atenție și de proces cognitiv P300, am obținut mult mai mici date, voltaj. În schimb, grupul control, pe care l-am stimulat în vertex, s-a menținut oarecum egal. Probabil, pentru că noi nu am cerut să numere sau să fie, nu este un propriu P300B și probabil aici vorbim despre o abitoare a pacienților și sunt niște mecanisme, vă invit să citiți articolele și teza care este online. Este foarte interesant această măsurătoare al complexului N100-P300 din acest punct de vedere. Când ai o ipoteză și obții exact contrariu. Ori, metoda noastră nu a fost una clasică, noi am folosit o metodă pasivă. Da. Vă stau la dispoziție după sau cine este interesat oricând. În următorul studiu, cum am spus, ne-am uitat în loc de P50 la amplitudinea N100, înainte și după tratament. Și am sperat că va fi mai mare. Deci, pe acest pacient, după tratament, ar trebui să focuseze mai ușor atenția. Ne-am uitat la această deflecție sau acest semnal negativ între 80-150 de milisecunde și la maximul între 150-250. Le numim N1 sau N100 sau P200 sau P2. Cum am arătat înainte,
aici avem N100 pe 200, 100 milisecunde, 200 milisecunde pe 50. Vă dați seama că această undă nu se poate folosi sau se poate folosi, dar nu este de folosit în cercetarea biomedicală la acești pacienți care cu greu îi poți studia și apropia pentru un studiu. Ca și rezultate, ce s-a observat, cel mai important, că în această zonă posterioară stângă, aici, left posterior, această rată de supresie nu a fost semnificativă, deci sensory gating nu există după acest tratament. Nu l-am observat nici la grupul de tratament, nici la grupul control. Aici avem un subiect sănătos care are un sensory gating foarte bun, după cum vedeți, S1, S2. Dar la pacienți nu am putut să calculăm și nici n-am avut modificări semnificative. Sunt mai multe motivele și limitele pe care le-am avut. Dar vedem aici, sensory gating după tratament nu este un S2, semnul roșu sau semnalul roșu mult mai mic decât semnalul albastru, să vorbim despre un sensory gating, cum vedem la subiectul sănătos. Paradigma noastră folosită este una bună, pentru că vedem că la pacienții sănătoși cu 256 de electrozi, cu această metodă de 15 sampling, a dat rezultate. Deci vedem un sensory gating, da, într-adevăr, al doilea stimul are un P200 mai mic și un N100 mai mic. Asta este vorba de și un P50 mai mic. Atunci, vorbim despre un filtru sănătos. Aici, la pacienți, chiar dacă am putut să sustragem câteva date și câteva studii, nu am reușit să găsim schimbări semnificative între baseline și după tratament. Dar acest N100 a fost mai mare după tratament. Nu vorbim de sensory gating, doar N100 la S1, la primul click, tic, prima vale, după tratament a fost mai mare. Despre asta este vorba aici. De la 0,57 microvolți la 2,39 microvolți. În al cincilea studiu, nu știu cum stăm cu timp, să mă uit un pic, că am depășit, bine, prezentarea mea a fost 5 minute, mai bine lungim un pic aici și imediat intrăm în discuții. Mai am 4-5 minute. Analiza cu HD EEG, High Density EEG, în acest studiu ne-am uitat la oscilațiile acestor potențiale evocate. Deci nu la neapărat la amplitudine, dar și la densitatea spectrală și la conectivitate. Înainte și după tratament. Cum vedem, grupul control, grupul de tratament. Ca și rezultate, au fost între grupuri, nu am avut rezultate semnificative, bineînțeles, sampling-ul a fost foarte mic, dar am observat că la nivel de individ, datele au fost în concordanță cu simptomele clinice. Dacă aici avem o quality of life îmbunătățită, depresie scăzută, psirat scăzut, vocile mai puține, avem o participare, participation index destul de bun în aceste zone și galbenul arată o avem aici yellow frequency related to higher PSD. Mai mult frecvență alfa sau oscilații alfa în acest stimul după tratament în comparație cu baseline și mai puțin beta. Vedem că aceste îmbunătățiri clinice corespund unor amplitudini scăzute ale complexului. Aici este un pacient din grupul
țintă, left temporoparietal, iar aici un pacient la fel de bine în grupul control. Atunci spunem, care e mai bun? Păi nu putem să zicem nimic. Cam așa și la următorii pacienți. Aici simptomele clinice au fost mai rele după tratament și participarea regiunilor cerebrale a fost mai mică. În studiul 6 ne-am uitat la semnătura, să zicem așa, rețelei neurale, a conectivității. Ce am făcut aici? Am cerut pacienților să apese un buton și subiecților sănătoși. Am ales aceste regiuni, ne-am uitat, pentru că vorbim de girusurile precentrale și postcentrale, nu? Auditorii, cortexul auditiv, motor și lobul frontal, frontotemporal, sunt cunoscute aceste relații în pacienții cu schizofrenie. Și am studiat aici toate cu QEEG oscilațiile. Pentru început am folosit iBird View Maps. Deci ne-am uitat de sus. Da? Am luat cei 6 pacienți și i-am rugat să apese un buton la 3 secunde cu mâna dominantă și cu mâna nedominantă. Statistic, power spectral density a fost mai mare, un pic să vă arăt aici, în această zonă de non-cortical activation. Deci noi avem no press, o comandă auditivă, îi spunem pacientului sau subiectului sănătos, apasă buton, press, el apasă buton. Stăm 3 secunde, nu apasă nimic, no press. Și atunci vorbim despre auditory cortical activation, când avem hand reaction vorbim despre motor cortical activation și de NCA, non-cortical activation. Unii o numesc working memory phase sau delay de POC. Și sunt câteva studii. Noi ne-am uitat la power spectral density și aici am obținut schimburi semnificative la pacienții sănătoși, adică la subiecții sănătoși, scuzați-mă, cu acest iBird viewing. Avem subiecti sănătoși fără RTMS, frecvența alfa, după cum vedeți, 6 subiecti sănătoși, 256 de electrozi pentru prima dată, cu mâna stângă și mâna dreaptă. Alfa nu prezintă, aici avem average, acestor 6 subiecti sănătoși, nu prezintă diferențe semnificative. Gamma, beta, cu mâna dreaptă. Vedeți această creștere a activității beta cerebrale când omul apasă mâna dreaptă. Iar low gamma, cunoscându-se că un deficit în conectivitatea gamma aparține și pacienților cu schizofrenie, subiecti sănătoși au o activitate cerebrală gamma intensă când le cer să facă un efort cu degetul. Și atunci asta a fost sucul proiectului nostru, să zicem așa. Cu mâna stângă, mâna nedominantă, subiecti sănătoși au mai multă activitate low gamma. Iar cu mâna dreaptă, mai multă activitate high gamma, care se poate confunda cu activitatea musculară și nu este foarte des studiată. Aici, organizarea rețelei neurale a fost văzută cu small world network și graph theory. Sunt niște concepte pe care le găsiți în teză, mai bine descrise. Fiecare electrod are o fază și se poate cuantifica. Efectuând o pereche de între stimuli, între senzori, datele cele mai relaționate se întâlnesc pe diagonală cu valori semnificative și așa vedem ce regiuni din creier sunt conectate sau nu. Aici avem regiunile noastre de interes înainte de tratament și după tratament în acest non-cortical activity. Desigur, sunt niște studii foarte, foarte noi. Nu am întâlnit așa ceva până acum la pacienți cu schizofrenie, decât la pacienți cu depresie. Au fost făcute aceste graph theory și de asta acesta este drumul spre
evaluarea conectivității cerebrale sau unei intervenții, chiar medicament, să fie clozapină sau orice intervenție, se pot măsura obiectiv aceste rețele neurale care sunt alterate în pacienții cu schizofrenie. Ca și rezultate, Psyrats a fost semnificativ mai mic după tratament. Aici am folosit 6 pacienți. Ultimul studiu este publicat în Schizophrenia Research, ca și comunicare. Și observăm că în resting state nu sunt RTMS modulează acest spectru gamma la pacienți la pacienții cu schizofrenie, avem aici low gamma, iar când pacienții folosesc mâna non-dominantă, se observă de asemenea o modulare în această zonă left temporală sau temporală stângă. Ca și concluzii, acest studiu a fost un studiu de generare de ipoteze mai mult decât rezultate, având în vedere că au fost foarte puțini pacienți și studiile s-au făcut în facultatea de tehnologie, nu de medicină, deci e vorba de ori acolo sunt matematicieni, fizicieni, ingineri, un neurofiziolog, un biolog, musai să fie cu ei sau psihiatru, pentru că altfel intrusismul este foarte mare și greșelile sunt foarte dese. Bazat în evaluările clinice ale pacienților și măsurile neurofiziologice, putem suspecta că ambele locații, temporoparietal și vertex, induc schimburi pozitive în pacienți cu schizofrenie și noi am observat pentru prima oară că acest marker de N100, amplitud, a fost mai mare în această zonă, după tratament. Bineînțeles, am avut și aceste întrebări cu P300, noi am avut un passive task elicit P200, de aceea noi am avut probabil mai mici valorile după tratament. Am avut un power spectrum density gamma mai mare în timp ce pacienții folosesc butonul cu mâna stângă, dar nu acolo unde mișcă mâna, și între ele, între butoane, când se gândește, când lucrează, working memory, este un marker de working memory. Și acest small world index, care este foarte interesant, de asemenea poate fi considerat un marker pentru RTMS effectiveness. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu întrebări. Mulțumim și noi foarte mult pentru prezentare. Vă opri acum înregistrarea pentru partea de Q&A.